20 decembrie 1989, zonele industriale. În 20 dimineața, muncitorii de la întreprinderea Optica s-au unit în stradă cu cei de la Electrochimiș și AEM. Mulțimea s-a îndreptat spre fabrica Banatul, adunând pe rând muncitorii de la fabrica de autoturisme, de la cea de detergenți, Azur, ambalajul metalic, mai apoi pe cei de la Cooperativa Progresul și de la Guban. Coloana s-a unit cu muncitorii de la Elba, Electromotor și CFR. 20 decembrie 1989, Piața Operei. Filmează oamenii cum trec. Toți oamenii merg spre operă. Se vede? Filmează? Da, da. Apeși din nou pe rec să se oprească, să mergem mai departe. Asta filmați, acolo. Am filmat și acolo. Dar haideți dumneavoastră acolo, nu plecați înapoi. Nu plecați. Cine vorbește sus? Comitetul de Eliberare Națională. Întreprinde. Așa, mamă, filmați. Un comitet. Nu. Nu te rapi un bunac la trece. Așa să fie și ei. Așa să fie tot planul nostru. Memorabil, am filmat și ceasul. Thank you.
sfârșit al nopții primăvar, când Domnul Dumnezeu a mântuit. O sută de mii de oameni au ocupat piața Operei fraternizând cu armata. Din 20 s-a ordonat să nu se mai tragă în populație. În aceeași zi, Frontul Democrat Român proclamă Timișoara primul oraș românesc liber de comunism. 20 decembrie 1989, Comitetul Județean. În fața Comitetului Județean, mulțimea a cerut stabilirea unui dialog cu autoritățile. Vă rog să vă ascultați! Am sesizat să se diversiază! Vă rog să mă ascultați! Emil Bobu și Constantin Dăscălescu au fost desemnați de Elena Ceaușescu să se întâlnească cu delegația protestatarilor. Am cerut să vină primul ministru, vă se diversează, vrea să vină întunericul să ne manevreze după aceea. La balconul județenei, Radu Bălan și Constantin Dăscălescu, prim-ministrul guvernului, au încercat să liniștească mulțimea. Au fost huiduiți. S-a ales un comitet din mulțime format din muncitori și intelectuali. S-a scris prima platformă, program, care avea să ajungă la Europa Liberă. Să meargă cu lista comitetului și cu dorințele noastre la consulatul Sârbești, cum dintre ei știe și Sârbește, să comunice lista și adresele pentru siguranța noastră și dumneavoastră. S-au purtat negocieri cu autoritățile. Prima condiție a fost înlăturarea lui Ceaușescu, a soției și familiei sale și judecarea lor publică. Am cerut să vină de la radio, am cerut și televiziunea. Mi-am spus că există posibilități tehnice. Vă rog un moment numai. Am spus primului ministru că există, suntem conștienți că există posibilități tehnice ale armatei și ale postului de radio să se transmită pe frecvențele de radio ale postului național. În cazul neîndeplinirii, adunarea de la Timișoara nu mai recunoștea guvernul. S-a încercat intimidarea și coruperea liderilor mulțimii. S-au descoperit mai mulți securiști înarmați în rândurile manifestanților. S-au organizat gărzi patriotice civile de control pentru zonele Piața 700, Piața Libertății, Piața Operei. La ora 19, Ceaușescu, revenit în țară, ține un discurs. Vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. Tovarăși și prieteni, cetățeni ai Republicii Socialiste România, mă adresez în această seară întregului popor al patriei noastre socialiste în legătură cu evenimentele grave care au avut loc în ultimele zile la Timișoara. În zilele de 16 și 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentințe judecătorești legale, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente, trecând la atacarea unor instituții de stat, distrugând și jefuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie și-au intensificat activitatea împotriva instituțiilor de stat și de partid, inclusiv a unor unități militare.
populația din Timișoara cunoaște și a văzut toate aceste distrugeri de tip fascist care au avut loc. Cu toate insistențele depuse timp de două zile de organele politice, de partid, de Consiliu Popular, de conducerile întreprinderilor și de organele de ordine, aceste grupuri au continuat și și-au intensificat activitatea de distrugere, de atacare a instituțiilor, a magazinelor, inclusiv a unor unități militare. Organele de ordine, procuratura, au efectuat și continuă să efectueze cercetările corespunzătoare pentru a stabili cauzele și vinovații acestor acte cu caracter net fascist, provocator de distrugere. Din datele de care se dispune până în prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strânsă legătură cu cercuri reacționare imperialiste, iredentiste, șoviniste și cu serviciile de spionaj din diferite țări străine. Mă adresez cetățenilor din Timișoara cu chemarea de a da dovadă de înaltă răspundere și de a face totul pentru liniștea și ordinea orașului lor și de a contribui la liniștea și ordinea în întreaga țară. Este de datoria tuturor cetățenilor Republicii Socialiste România să acționeze cu toate forțele împotriva tuturor celor care în slujba diferitelor interese străine, a serviciilor de spionaj, a cercurilor imperialiste reacționare, își vând țara pentru un pumn de dolari sau alte valute. Nu am și nu voi avea niciodată nimic mai presus decât poporul, patria, integritatea României și socialismul. A vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. În noaptea de 20, Comitetul de la Județeană s-a unit cu cel din balconul Operei. Aici a fost redactată proclamația Frontului Democratic Român, constituit la Timișoara. A fost cea mai critică noapte a Revoluției. În piață mai rămăseseră 250-300 de oameni. Miercuri seară se instituie starea de necesitate la nivelul județului Timiș. Decembrie 1989, Timișoara, primul oraș românesc liber de comunism.